Salutare la toată lumea, Emine aici de la Electroprofesional. Mai avem astăzi încă un pacient. Ăsta e un pic mai mare. Ieri am luat un 4x12 și până la urma urmei, deși n-am crezut că am nevoie de unul atât de mare, a devenit totuși neîncăpător. După cum ați văzut în filmulețul anterior. Tabloul ăsta o să fie tot un fel de hibrid, cum l-am făcut pe cel de săptămâna trecută. Așa că o să vedem ce iese. Încerc să-l filmez și pe ăsta, sper să mă țină bateria la telefon. Am observat că unora le plac filmulețele unde filmez toată operațiunea. Chiar dacă o dau pe repede înainte, că nu o să stai nimeni 3 ore să uite la mine. Așa că hai să vedem ce componente avem. Separator. Din câte văd eu poziția la tablou, cablurile de alimentare par a intra prin stânga. Motiv pentru care separatorul nostru va sta în stânga. Din nou, clemița aceasta metalică îmi place super mult. Astăzi o să încep un releu nou de la NoArc, care am înțeles că funcționează atât pe trifazic cât și pe monofazic. Și sunt foarte curios. Nu l-am folosit niciodată. Mi-a zis și mie azi un coleg. Trebuie să citim fișa tehnică. Avem timer. Două chiar. Ok. Un min și un max. Interesting. Contactor tot trifazic. Două diferențiale. De fapt, știți ce? Cred că am să mut tot ansamblu pe rândul 2, iar sus am să las doar bara de implementare și bara de nul. Ba nu, am să pun împământările jos și aici vor fi doar două bare de nul. Hai să vedem. Iar pe ultimele două de jos o să fie două diferențiale cu MCB-uri. Pare interesant nou arcul ăsta. Punem o protecție B6 în retro și găsesc. Ok. Așa. Avem niște creme de derivație. Cred că o să am nevoie și de aceasta pentru a prelungi conductorul de pe. Cred că este cam scurt. Ok, N-ul îl avem în partea dreaptă. Deci o să facem ceva de genul ăsta. Așa ce mai bine. Din clen o să ieșim direct în diferențiale care vor fi sub ele, pentru un cable management cât mai ok, și vedem ce rezultate o să avem. Dacă nu-mi place cum se comportă releul de la NoArc, am un uleti de rezervă, n-am pus niciodată și vreau să văd despre ce e vorba.
Așa. Avem aici o bară de nu KN26N de la Haver, cele mai bune din punctul meu de vedere, dar nu tocmai ieftine. Așa. Bara de nuloși. Unde punem? Unde punem? Punem în stâng. Asta este jucăria. 26 de posturi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da. Și partea bună e că poți să bași conductor, cred că până la 50 de milimetri în intrările cele mari, 6 la număr. Dacă mă întrebați pe mine, astea sunt cele mai bune variante. Dar cele cu șuruburi nu-mi plac deloc. Poți să folosești la ele și masiv, care intră direct. Poți să folosești și lițat, dar cu ajutorul unei șurubelnițe mici pentru a ridica clapeta de prindere. Ok. Capace, tot gri din păcate, căde, nu mai sunt pe stoc. Dar să sperăm că nu o să avem nevoie de prea multe capace. Avem aici protecțiile. Asta nu ne trebuie. 4B16. Câte circuite am spus că avem? 19. 19. Ok, perfect. Deci, o să punem siguranță la greu. Aici avem bătoarele. Bine, putem pune maxim 10 pe un diferențial, ca atât ne permite busbarul. Și avem 2, 4, 6, 8, 16, 2, 4, 6, 8, ce 16. Mai avem aici, am zis C-uri, nu? Sunt B-uri. B-uri sunt, da. Da. Aici o să avem un B10, aici un B10 și mai avem un B6, exact 19 la număr. 3 dintre ele sunt de iluminat, restul prinse. Dacă mai este cazul, avem o mașină încă 100 de bucăți. Putem să completăm. Așa, o să le punem pe acestea, să vedem ce mai fixăm în tablou. Cam atâta, cred. O să vedem pe unde facem decupajul. Contactorul spațiu. Aici este permis upgrade, după cum observați, și acesta va deveni în scurt timp trifază. La conversie se vor schimba doar diferențialele. Și avem spațiu suficient să mai adăugăm atât siguranțe trifazice, dacă este cazul, deși nu cred că va fi cazul, casa este nouă, deja finisată și nu cred că o va sparge nimeni, dar avem spațiu pentru diferențiale trifazice cu 4 poli și pentru orice modificări vrem. Este spațiu. Cel mai important e ca într-un tablou să existe spațiu. Așa că eu zic să-i dăm drumul la treabă. Yeah.
acesta este inculpatul. Nu mai pot să filmez cu blitz pentru că nu prea mai am baterie. Aici i-au tras de la blocul de măsură niște conductori pentru că va urma să-i bage trifazic. Cablul nu știu exact ce e. Dar uitați-vă cât de mișto sunt băgați ăștia aici. Iau-te-l pe la albastru în spate. Ce tare. Deci câți avem? 2, 4, 6 și cu 6, 12 conductori în 5. 1 pe plus N. Curbă C. Evident. Alimentarea o avem pe 6 mm masiv. Afară avem un o bipolară de 32. Deci cam asta este situația. Revenim după montaj. Ei, gata ziua de lucru pe azi. Am mai dovedit încă unul. Nu e rău deloc. Va fi convertit în trifazic. Chestia cu releul ăla, cum am zis eu, nu prea a ținut. Ori are o problemă releul, ori cine mi-a vândut pontul mi-a tras țeapă, cum s-ar zice. În fine, nu contează. Ideea e că a ieșit foarte bine. Totul este în parametri optimi. Urmează să dăm niște teste ale impedanței buclei de defect și niște teste de diferențiale, să vedem cum reacționează instalația. E ora 12 și un minut. M-am trezit azi dimineața la 7. Sunt rupt de obosit. Dar trebuie să verificăm ce am făcut. Ei, și ăsta e finalul. Gata și ziua de muncă de astăzi. În sfârșit. Este 1 și 40 de minute. Am făcut afară tratarea penului, care, ce surpriză, nu era făcută. Valorile erau foarte proaste la testul impedanței buclei de defect, așa că am verificat și am soluționat problema. Acum totul e în parametri optimi. Până una alta, ne vedem la filmulețul următor.